Din punctul nostru de vedere, 23 august 1944, din punctul meu de vedere, nu înseamnă venirea regimului comunist. Înseamnă sfârșitul celui al doilea război mondial și înfrângerea și sfârșitul, de fapt, regimului fascist din România. Și asta, pe de-o parte, are importanță și la nivel personal, pentru că poate familia mea n-ar mai fi existat dacă regimul fascist ar fi continuat. Și cred că pentru toți românii e foarte important, că trebuie să ne gândim foarte bine că faptul, momentul 23 august practic a scurtat războiul. Dacă la 23 august România n-ar fi întors armele, ar fi început bătăliile pe teritoriul românesc. Deci e foarte posibil că a început bombardamente în București mult mai serioase decât au fost în zilele de 23-24 și nu știu ce rezultat ar fi avut asta asupra întregii țări. Probabil că țara a fost devastată, așa cum a fost și Moldova, de exemplu, după cel al doilea război mondial. Adică eu cred că din perspectiva tuturor, 23 august e o zi importantă. Nu știu sigur dacă e cea mai importantă, dar cu siguranță e un moment foarte important în istoria României. Sigur că rămâne trădarea și rămâne întoarcerea armelor, care e o problemă. Dar în același timp, cred că totul se rezumă la asta. 23 august înseamnă sfârșitul regimului fascist.